Unirea din 1918, istoria unui ideal, este titlul unei noi emisiuni ce va fi difuzată începând de luni la Trinitas TV. De la ora 20 veți avea ocazia să urmăriți analize ale unor ierarhi, cercetători, academicieni și profesori universitari despre primul război mondial și unirea din 1918. Emisiunea aduce pe ecrane imagini rare și documente de arhivă. Primul episod este dedicat unei perioade ce a fost marcată de foarte multe polemici. În episodul de luni aflăm date despre izbucnirea primului război mondial, dar și despre situația României în anul 1914. Emisiunea Unirea din 1918, istoria unui ideal, este realizată de Răzvan Mihai Clipici. El a pregătit o serie de documentare care prezintă evenimentele din 1914, perioada primului război mondial, Unirea din 1918, Conferința de pace de la Paris și se încheie cu încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria din 1922. Emisiunea Unirea din 1918, istoria unui ideal, dorește să prezinte eforturile depuse de România în contextul izbucnirii primului război mondial, jertfele aduse de soldații români pe fronturile Marelui Război pentru reîntregirea neamului, cât și toată polemica politicienilor în vederea intrării României de o parte a taberei, adică mă refer de partea Antantei sau de cealaltă parte a puterilor centrale, fiecare dintre aceste tabere politice urmărind câștigarea unuia dintre teritoriile românești deținute de marile puteri politice, mă refer la Rusia și la Imperiul Austro-Ungar. De asemenea, prin această emisiune dorim să prezentăm eforturile depuse de români în vederea unirii acestor teritorii după sfârșitul primului război mondial cu patria mamă, cu România. Înfrângerea inițială s-a transformat în victorie, în înfăptuirea unui ideal. Plămădirea acestui eveniment de la Alba Iulia s-a făcut cu dorința ca toți românii să participe din Transilvania și reprezentanții din celelalte provincii, Biserica Ortodoxă având un rol deosebit de important pentru că episcopii, ierarhii în general și clerul s-au implicat în toate etapele pregătirii Marii Uniri. Sper ca întregul subiect să fie foarte iubit de telespectatori, întrucât ține cumva de conștiința noastră de neam, de conștiința noastră de români. Sunt niște evenimente care au o încărcătură deosebită pentru fiecare dintre noi și vreau să spun că nu de puține ori mi s-a întâmplat ca atunci când susțineam diferite interviuri cu anumiți invitați, mărturiile lor să fie însoțite și de lacrimi pe care le-au vărsat pentru intensitatea momentelor pe care le descriau. Sunt niște momente emoționante, momente însoțite de multe jertfe ale ostașilor români, ale unor lideri politici care au luptat pentru împlinirea idealului național și acest lucru trebuie să fie recunoscut și astăzi de către noi, de către români, prin neuitarea eforturilor pe care ei le-au făcut. Emisiunea Unirea din 1918, istoria unui ideal, va fi difuzată luni, 11 iunie, de la ora 20 și în reluare marți, de la ora 13.